Hei, salutare toată lumea, asta la 75 și bine am găsit la un episod. Astăzi o să comentăm și noi clipul lui Shelly și Vlad. Stați puțin. Sper că m-au pe filmare. Dacă mă aud, dacă nu mă aud, asta e. Ok, să-l dau și mai încet. Să-l dau mai încet, poate mai încet. Salut, yeah. Sunt Vlad Munteanu, ăla cu talent cu carul. Pică Social Blade, așa progresare canalul. Aici, ca să-i dau o lovitură lui Șelaru. Asta după ce o să îl iau un abonat la anul. Uite, pe Shelly aici, frate, e un vlogger cu vechime. 4 ani jumate pe YouTube, dar nu prea îi mai ține. Acum rămâi irelevant și vrei să dai battle în rime. Să profiți puțin de views cum profita Magda de tine. Stop, aici... Vlad chiar i-a dat-o. Eu aici spun că 1-0 pentru Vlad Munteanu. Așa spun eu până aici. Eu cred că Vlad până acum a câștigat, adică are 1-0. Deci să-i dăm drumul. Vlad, îți stă păruca meu, ai nevoie de o perie. Că de-abia am început și știi deja cât de rău e. Când ne apucăm de treabă, competiția se sperie. Știe că distruge în gemeni care a 11 septembrie. Ești mai încoțit ca când te-ai expediat într-o cutie. Aici, da, i-a dat-o și Shelly. Era fake, fake ca hainele de pe tine. Postezi prea rar, te miști prea greu. Ca un moș în cișmigiu. YouTube-ul nu stă după tine dacă te trezești prea târziu. Postezi când vreau, când... Aici, da, cred că l-a egalat și Shelly. Cred că s-a făcut scorul 1-1, așa spun eu. Dar nu știu ce spuneți și voi. Ok, deci să-i dăm drumul. Simt oricum la fel de bine o duc. Eu zic să ne oprim că ți-a venit comanda la fast food. La fast food. Stai, stai. Eu cu ai mei suntem prea buni, tu prea banal. Și nu știu de unde ai bei cu ăla. Sigur nu-i original. E fake. Shelly, taci din gură, frate, te comporți ca o fată. Eu ți-am dat distrec, a prins mai bine ca niciodată. Trending. Toată ziua stai frustrat în casă, te-ai închis. Că ești dependent de atenție și ai rămas singur și trist. 700 ca subscriber, frate, și Shelly rupe tot, vin cu hype-ul, vin și banii de tine, nu mai e rog. Acum 3 ani m-a rugat actul să-ți facă o promovare, dar te-am văzut cam narcisist și am zis data viitoare. Ai rămas fără idei deloc, tot încerci să te scoți. YouTube-ul ca un ocean în care nu mai știi să noți. Iar pe peștii mici ca tine mereu îi mănâncă rechinii. Că ai ajuns atât de gras, ai sânii mai mari ca Mimi. Dacă ți-ar da un coș pe față, tu ți-ai pierde importanța. Și toate fanele care te cred, băiatul frumos din Constanța. Ești atât de arogant în tot ce faci, tot ce vorbești și în realitate vii cu părinții la București. Ești atât de trist și fraier și plictisitor și gras. Relevant nu mai ești de mult și acum se simte că ești fals. Tu de vreo câteva luni ai gen 1000 de frustrări. Dar e ok, ți-am adus vreo 3 milioane de vizionări. Cristi e mult mai bun ca tine, ascultă-mă ce zic. Chiar dacă suntești gemen, tu ești ca fratele mai mic. Eu am săbit alert, tu oricum nu poți să ai iubită. Se prinde că nu ești Cristi imediat prea că scârbită. Citești fanficuri pe Wattpad, mai ai, mai sun, mai poți? Câte view-uri vrei să mai smulgi de la fanii tăi? Boss, în realitate nu știi cum să faci să obții atenția dorită. Numai în poveștile pe Wattpad ai iubit. Ai camere. Tu nu poți să faci un video fără sponsorizare. Nu când poți. Mă uit, fac cancer și rămân cu 3 sechiere. Au. Că nu mai ai carismă, nu mai ai nici pătrățele. Ok, eu cred că s-a terminat 1-1 pentru că Shelly, pentru că Vlad i-a dat-o foarte bine prima oară și acum la egal la Shelly, deci da. Eu cred că s-a terminat 1-1, deci da, cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Alex și o să fac și un alt video, ne vom vedea pe data viitoare. Pa, pa!
Ia. Ia. Hei, salutare toată lumea asta la 75 și bine m-am găsit la un episod. Astăzi o să comentăm și noi clipul lui Shelly și Vlad. Stați puțin. Sper că m-au pe filmare. Dacă mă aud, dacă nu mă aud, asta e. Ok. Să dau și mai încet. Să dau mai încet ca să mă aud. Salut, ia. Cumva Munteanu ăla cu talent, un pică social blade, așa progresa are canalul. Thank you.